Opa, mersul ăsta e greu. Dar să-ți faci prieteni noi e și mai greu. Oh, ea pare de gașcă. Pare cam ocupată, dar bună! Îndrăznești să-mi întrerupi ora de gustare? Sânge? E doar suc, vezi? Vrei și tu? Vreau mai mult. Mușcă-mă, aici e bine. Ești un pește? Eu nu mă încurc cu sirenele. Ce vrei să spui? Îmi plac doar băieții vampiri. Pa! Îți arăt eu un vampir. O listă pentru vampiri? De asta aveam nevoie. Are tot ce-mi trebuie ca să fiu vampir, începând cu pielea palidă. Ar trebui să fie ușor. Mai întâi am nevoie de fond de ten. Folosesc cele mai noi produse de la Starfish Cosmetics. Se potrivesc cu trăsăturile mele solzoase. Mă asigur că e nuanța potrivită. Super! Aici lucrurile devin puțin mai dificile. Să le spargem! Hai-ia! Nu mai sunteți așa dure acum, nu? Acum că e pudră, e timpul să-mi o pun pe față. Vom avea nevoie de multă pudră pentru acest lucru. Noroc că am o grămadă. A funcționat? Wow, arăt ca un vampir! M-aș putea opri aici, dar vreau să termin lista. Și, deci, primul punct e bifat. Să trecem la următorul. Machiaj? Probabil că sora mea, Ariel, le ține aici. Vai, am greșit sertarul. Trebuie să găsesc materialul potrivit. Poate sub asta? Nimic. O să fie dificil. O gustare. Ce noroc. Stai puțin. Arată ca o culoare de vampir. Am o idee. O să mai ling o dată. Apoi o aplic în jurul ochilor. Nu trebuie să iasă perfect. Vreau să pară că ochii sunt adânciți în orbite. Cum am descurcat? Dinții nu fac parte din schimbarea de look. Super! În afară de asta, transformarea merge bine. Acum să trecem la următorul punct. Coafura. Floare la ureche. Se pare că nu. Haide! Auci! Nu merge! Am nevoie de altceva. Voi o să mă ajutați. Va fi rapid, promit. Acum relaxați-vă. Ești pregătit pentru asta? Am nevoie doar de un pic de gel de păr. Mulțumesc! Acum e timpul să strălucești. La propriu. Ce e un vampir fără sclipici, nu-i așa? Aceste paiete vor fi perfecte. Hai să le testăm. Wow, o să strălucesc până la Jupiter cu astea. Să vedem. Wow, coafura sper că arată la fel de bine cum se simte. Super. Ce? S-au blocat. Grozav. E timpul să mai bifez un punct. Trecem la acesta. Colți? Nu am așa ceva. Trebuie să găsesc unii. Începând de aici. Să o facem rapid. Este bătrânul bunic Pirania. Încă mai are mușcătura aia, Stai puțin. Am o idee. O să-i pun deasupra ca pe niște fațete. Acum am colți. Mulțumesc. Am nevoie doar de doi. Super. Bun, a fost rapid. Mai am nevoie doar de două lucruri. Să începem cu picioarele. Picioare? Dar eu nu am așa ceva. Am o idee. Bătrâna mea mătușă Ursula are o soluție pentru asta. Trebuie doar să fac o poțiune. Acum să vedem. Wow! Mătușa Ursula a dat lovitura cu rețeta asta. E atât de simplă. Să o facem. Mai întâi voi pune o inimă de unicorn în oală. Wow, ce de strop! Apoi am nevoie de niște lacrimi cristalizate de Bigfoot. Trebuie doar să scoți capacul și să le adaugi. Știi care e cel mai bun mod de a-l face pe Bigfoot să plângă? Arată-i niște clipuri cu pisici drăguțe. Cred că ajung. Unde te duci, amice? Nu așa de repede. Te bag în oală. Acum e timpul să amestecăm. Așa da. Vai, funcționează! Simt cum încep să mi se formeze picioarele.
dar nu suficient de repede. Haide! Ura, am picioare! Hai să le încercăm! Așa funcționează, nu? O să cad! Aoleu! Dar hei, măcar am picioare! Aproape gata! Trec la ultimul punct! Ținută! Trebuie să-mi verific șifonierul! Să vedem ce avem aici! Păianjen? Nu mă transform în omul păianjen! În fine! Voi comanda pe Vampizon! Are toate noutățile în materie de modă! A sosit comanda ta! Da, arăt mișto acum! Ăsta nu merge pentru vampiri! Nu se potrivește cu ținuta! A venit cu accesorii! Super! Dracula, vin după tronul tău! E un nou vampir cool în cartier! Sunt gata! Hai să terminăm lista asta! Ținuta bifată! Sunt gata! Am auzit că cineva caută un vampir mișto! Ei bine, căutarea s-a încheiat! Bună! Oh, da! Ce mai faci? Wow, arăți atât de bine! Sigur, o să te sărut! Ce? Ce? Nu sunt permise sărutările în incinta școlii! Detenție! Amândoi! Cine a decorat locul ăsta? Directorul are gusturi interesante! Alo? E cineva? Cine mă trezește din somnul de frumusețe? Îți faci joc de mine? Nu contează! Eu... Ei bine, fiule, ce pot face pentru tine? Ce clovn! Ce e în neregulă cu tine, fiule? Ce pierdere de timp! Ce vrei? Trebuie să fii mai responsabil! Chiar așa! Ok, fiule, baftă! Ce? Și-a lăsat-te cu sonul de director? Stai! Eu sunt directorul acum? Ok, pot să fac asta! Totul ține de stil! Și ultimul lucru, dar nu cel din urmă! Foarte multă cafeină! Drăguț! Cum beau bătrânii chestia asta? E timpul să schimb școala! Nu cred că copiii sunt pregătiți pentru asta! Noul director e pe poziții! Și arată bine, aș putea spune! Director, nu prea cred! Ce? Am ceva mai bun în minte! Portretul ăla trebuia actualizat de mult! Nu e de ajuns! Bip, bip! Acum toată lumea o să știe cine e șeful! Marele tip cu skateboardul ne privește! Ce? Hei, eu fac pipi aici! Ce avem noi aici? Bum! Și unul pentru tine! Poftim! Ce? Director? Ce? Cine e el? Uite! Bună, prieteni! Eu sunt noul director al acestei școli! Serios? Și ce? Ok! Regula numărul 1. Gata cu codul vestimentar. Și uite așa dispare. E grozav. Timmy, ești așa cool. Uimitor. Dar eu sunt îngrijitor. Ok, drăguț. Ce e mirosul ăsta? Vine din bucătăria școlii? Am noi reguli. Fără usturoi, ok? Ce? Ce risipă? Ok, până acum a mers totul bine. Dar stai, ce naiba e asta? Prea vă faceți de cap. Asta trebuie să înceteze. Acum! Sărută-l doar pe Timmy? Ce nasol! Mult mai bine! Nu! Timmy! Frate, nu am unde să mă duc! Acolo! A fost pe aproape! Spectacolul meu preferat! Ah.
Ce plictisitor! Dragilor, astăzi vom învăța despre... Nu-mi place să întrerup, dar pur și simplu așa nu se poate! Trezirea! Wow! Hei, nu se doarme la oră! Apropo! Acum că m-am ocupat de asta... Bine lucrat! Poftă bună! În sfârșit! Gata cu astea! Iată ce vom servi! Iar schimbarea se întâmplă chiar acum! Globuri oculare? Scârbos! Îmi vreau banii înapoi! Știința înseamnă putere! Uită-te la băiatul ăsta rău! Al meu ești, a? Ești sigur că vrei să mănânci? Ce tot faci? E gata! O, da? Amuzant! Acum deschide larg! Unde? Oricum, unde e chestia aia? L-am găsit! Am spus fără mâncare normală! Ai înțeles? Acum, vezi locul ăla acolo? E acolo doar pentru tine! Ce? Te rog, nu face asta! Mi-am terminat treaba aici! Să continuăm! Wow, ce de genuflexiuni! Funduri tare antrenate! Doar când le privesc îmi vine să... Beau apă, desigur! Trebuie să intru acolo! Vreau să le cunosc pe doamnele astea superbe! Mai ales pe aia! Ok, intru! Oh, drăguț! Wowza! Oh, hei, fetelor! Scuză-mă? E greșeala mea, cred. Scuze, o să merg aici acum. Cum obțin și eu un astfel de fund? Cum au fetele astea de aici? Ok, fetelor! Fetelor, hai să facem împreună! Pleacă de aici! Fetelor, priviți! Fesierii ăștia pot să stoarcă sucul din fruct! Nu am mai văzut buști ca ăștia! Ei bine, trebuie să facem și noi asta! 1! Am terminat! Ce tot faceți? E timpul pentru o schimbare! Ai simțit? Și? Pe bine! Da, asta îmi place să văd! Să continuăm să ne mișcăm! Hai! Ce se întâmplă acolo în spate? Wow! Se simte bine! Nu! Nu și eu! Ups! Ne mai vedem! Vino înapoi aici! Nu mă pot ridica! Fondul mare aduce responsabilitate mare! Și acum ce? Ce plictisitor! Ce se petrece aici? Inutil! Ce e acolo? Deci vrei să vorbim despre bani, ha? A introdus cineva un cod de trișat la Sims? Acum pot să cumpăr tot ce vreau eu! Nu fiți geloși, să ne facem de cap! Priviți locul ăsta! Pun pariu că nu ați mai văzut o cameră așa tare! Și știți care e partea cea mai bună? E toată doar a mea! Și pot face orice vreau aici! Să-i dăm drumul! Mai mulți jucători? Frate, dar nu pot juca cu oameni! Decât dacă... Hai să urmărim oamenii să vedem cine poate să mi se alăture! Ok, am acces la cameră! Ce face fata asta oricum? Își miroase propriile picioare? Ce se petrece în bucătărie? Aia e bucătăreasa? Furfrișcă, ha? Dar în clasă? Mary, Luna și Joe! În biroul directorului, acum! Am dat de belea? Nu! Ați ajuns în sfârșit! Ei bine, hai să ne jucăm, prieteni! Yay! Să câștige cel mai bun om!
Sau poate vampir. Ha, sigur o să câștig. Punem pariu? Ce? De ce aplaudați toți? Chiar trebuie să mă exersez. Idioților, o să regretați. Ce porcărie. Mie îmi spui. Sunt alergică la praf. Ei bine, sigur eu am câștigat jocul ăsta. Rataților, sunt cel mai tare. Apoi el a fost... Bună, dragilor! Astăzi vom desena... Oh, doamne! Iac! Da, da, nu fiți așa surprinse! Acum priviți cu mare atenție! Ok, pot să fac asta! Hai să vedem aici! Arată interesant, doamnelor! Dar eu văd ceva total diferit! Priviți doar chestia aia! Ca o coroană a unui rege! Da! Priviți! Sunt așa chipeși! Edward Cullen nici nu se compară cu mine! Oricum! Fiți atenți la toate detaliile, copii! Bine, bine, bine! Mișcă! Oh? Oh, nu prea cred! Hei, am spus mișcă! E rândul meu! Cred că e în regulă și el! Presupun că o luăm de la capăt! Hai să vedem! Mă plac! Deodată mi-e foarte sete! Oh, frate! Pare așa gros și roșu! Wow! Uite cum se vede pe pielea ei! Am nevoie de el! Hei, te-ai mișcat! Oh, frate! Surpriză! Iac! Nu e sânge! A spus sânge? Ce? E doar vopsea! E vina ta! Clownule! Eu nu mă dau cu skate-ul! Atenție! Mi-ai distrus tabloul! Foarte bine! 10 plus! Ce? Aveți grijă, copii! Acest test e foarte important! Hei! Psst! Oh, frate! Nu pot să fac asta! Hei, bine, asta e! Nu mai aveți nevoie de astea! Hei, ăla e testul meu! Ascultă! Să ai o vacanță frumoasă, profesore! Wow! Ce cool! Mersi! Ce naiba? Vom avea o lecție VR! Bum, dragă! Ce-i asta? Profesorul e ocupat. Încercați să nu intrați unul în celălalt. Wow! Unde sunt? E mâncare? De ce nu ajung nicăieri? Ia de aici! Ce a fost asta? Ce liniște! Urmează crescendo-ul! Ce e asta? Wow! Uite-te la ei cum alergă! Ups! Aveți grijă! Prieteni, vă rog să aveți grijă! Prieteni, el este monstrul! Atacați! Stați, nu! Prindeți-l! Oh, frate, a fost aproape! Trebuie să plec! Haide, sari! Hei, ce? Fac skateboarding chiar pe coridor! Am foarte multe teme! Schimbă asta, te rog! Ok, nu mai avem reguli! Grozav! Dăm chestia aia! Reguli? E grozav! Nu mai avem reguli! Hai sus! Am așteptat asta toată viața! Eliberează părul! Ia de aici! Sunt cool! Fără reguli! E timpul să scot Picasso-ul din mine! Asta e cea mai tare zi! Emisiunea mea preferată! Ce părere ai despre operațiile plastice? Da, e totul natural. Și întrebarea aici principală: cât de mult ai cheltuit pentru buzele tale? Cum îndrăznești? Este haos în liceul din sudul orașului.
Reporterul nostru este acolo. Bună, Sam! Bună, e nebunie aici! Suntem live de la liceul Lala și nu am mai văzut niciodată așa ceva. Oh! Timmy, ce faci? Oh? Asta e școala mea! Bună, numele meu e Sam și am o întrebare. Deci tu ești calm? Oprește-te! Frate, e greu să conduci o școală. Tata o să mă omoare. Stai, știu ce să fac. Pot fi mai rapid decât Flash, ați uitat? Trebuie să fug înainte să se termine ziua de școală. Ce se întâmplă? Dacă chiar pot repara lucrurile aici, atunci familia Cullen ar trebui să mă ia în echipa lor de baseball. Aha. Tu ține-ți fundul pe scaunul ăsta. Așează-te. Degetul tău merge aici, ca în orice altă zi normală. Mai avem lucruri de făcut? E posibil să te doară puțin. Tu în ce bele ai intrat? Explozibil, înțeleg. Nu-ți face griji, rezolv eu. Problemă rezolvată. Wow! Haide, termină-ți treaba. Scaunul de toaletă e posibil să fie rece, apropo. Ne mai vedem! Ei se joacă street fight sau așa ceva? Aia acolo e o mișcare de Hadouken. Deci, da, asta nu are cum să se termine bine. Uite, violența pur și simplu nu este răspunsul. Foarte bine. Dar schimbă vopseaua cu o gustare delicioasă. Acum deschide larg. Iată. Unde sunt? Banda adezivă! Ce se petrece? Ce na... o să explodeze! Suntem tocilari acum? Cool! Teme! Teme! Ce se petrece aici? Bună, tată! Stai să arunc o privire pe aici. Interesant. Grozav, Timmy! Dar acum o să fii director pentru totdeauna, ok? Demisionez! Stai! Ce? Pa! Nu! Ok! Hei, vrei să pleci? Cum vrei tu! Avem un cod roșu! Auci! Micul dejun e servit! Bună, Emily! Vreau să-ți... fixez un bandaj pe rană! Așa e mai bine! Ai grijă data viitoare, bine? Mersi! Prințul meu întunecat! E atât de drăguț! Concurs de Halloween. Ar trebui să mă înscriu la concursul de Halloween ca să-l impresionez. Aproape am uitat să închid ușa. Simțurile mele de vampir se activează. Vin! Sunt încă întreagă? Ești ok? Da! Vino aici! Trebuie să plec! Mersi! Arată atât de bine!